Soarta nu mă va lăsa, la 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 la. Punge goge m-o purta, soarta nu mă va lăsa, soarta nu mă va lăsa, la 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 la. Să-mi zăuit vorba și portul, punge umblu pântă locul, punge umblu pântă locul, la 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 la. Vorba mea îi bănățană, dulce să pune pe rană, dulce să pune pe rană, la 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 la. Vorba noastră-i păurească și ne-o zice să trăiască, și ne-o zice să trăiască, la 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 la. Că mi-e graiul trăgănat, așa cum îi pâmbanat, așa cum îi pâmbanat, la 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 la. Și-mi portul bătrânesc, nu am cum să îl smicesc, nu am cum să îl smicesc, la 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 la. Cum purta și a mea mamă, poale albe și o șalmă, poale albe și o șalmă, la 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 la. Și spășelul și-o cotrânță, și-o pregun douăiță, și-o pregun douăiță, la 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 la. La mijloc brășirea lată, bat-o nerocu s-o bată, bat-o nerocu s-o bată, la 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 la. Doamne mândră mai era, mama mea cum se purta, la grumas cum își punea, la 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 la. Galbinie mașa-i miși, să strălucă în oglinz, să strălucă în oglinz, la 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 la. Pentru asta eu vă spun, să purtați portul străbun, să purtați portul străbun, la 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 da. Pentru asta vă pricesc, purtați portul bătrânesc, purtați portul bătrânesc, la 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 da. Plus uita vorba și portul, punge umbli pântă locul, punge umbli pântă locul, la 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 da. Plus uita vorba și portul, punge umbli pântă locul, punge umbli pântă locul, la 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 da. Aici n-am ascuns de lume că-i rea și că ne spune.
Șetățuiei pentru vechi, dragostei fără perechi. Luna-i galbenă și răși, dragostea noastră nu treși. Aici ochii s-au văzut, inimile s-au unit, mă. Luna treci și se grăbește, dragostea noastră florește. Și sub razele din lună jurăm să fim împreună. Dragostea noastră se ție, că de-a lula șetățuie. Dragii noștri telespectatori, ați observat și dumneavoastră că în deschiderea emisiunii de astăzi am avut invitați speciali. Ne-am dorit să vă creăm de la început o atmosferă de sărbătoare, pentru că așa ne-am propus ca în primăvara aceasta toate sărbătorile să fie la Tezaur Folcloric aici la Televiziunea Română. Dacă în anii trecuți Tezaurul Folcloric era în țară, acum țara a venit la Tezaurul Folcloric, aici la Televiziunea Română. Și cum toate edițiile noastre poartă acea amprentă de sărbătoare, grație invitaților noștri, nu puteam să omitem o sărbătoare foarte importantă, pe lângă sărbătoarea de florii, Sfântul Gheorghe și chiar Sfintele Paști. Deci nu puteam să omitem sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena. Pentru că noi, echipa emisiunii Tezaur Folcloric, vrem să păstrăm acele legături cu sărbătorile noastre din satele noastre, să păstrăm legătura cu oamenii, cu sărbătoriții, poate mai mult ca oricând. Artiștii noștri de astăzi
Poate sunt privilegiați că poartă numele de Constantin sau Elena. Eu vă spun tuturor bine ați venit. Bine ai venit, Elena Jurgescu. Bine te-am găsit, Gheorghița, și bine am găsit pe toți telespectatorii noștri, cărora cred că le este dor de o emisiune cu noi, cei din generația mai mare, aici, alături de tine, în platou. Generația mai mare sau generația de aur, cum obișnuim să o numim noi, să știi că este un reper pentru noi toți. Membrii acestei generații au fost și vor fi mereu prezenți în emisiunea Tezaur Folcloric, pentru că această generație a construit, într-un fel, acest edificiu, și spun metaforic acest lucru, care se numește Tezaur Folcloric. Mă bucur că ești azi aici, mă bucur că ne-ai adus cântece frumoase din Banat și mă bucur că acest chip frumos al tău de bănățeancă este la Tezaur Folcloric în această manieră de eleganță. Să mergem mai departe. Din Iași vine un coleg drag care este la rândul realizator de emisiuni folclorice la Radio Iași. Îl cheamă Constantin. Bine ai venit, Constantin Bahrin. Astăzi m-au năpădită, ca să zic așa, mai pe moldovenește, amintirile. Nu pot să uit că Tezaur Folcloric pentru mine a fost o rampă de lansare. Cel mai frumos cadou pe care aș fi putut să-l primesc de ziua mea, de Constantin și Elena, este această invitație. Vreau să fii sigur că noi te iubim și te apreciem în mod special pentru cântecele tale, pentru ceea ce reprezinți tu, pentru această zonă. Cea mai prețioasă legătură dintre noi, artiștii, este cântecul. Iar cântecul va dăinui indiferent de vreme și vremuri. Să aflăm părerea lui Constantin Gaciu. Mă mândresc foarte mult că sunt aici cu dumneavoastră în această zi minunată, sărbătoare mare a poporului român, a neamului nostru, alături de băiatul meu, cu care ducem mai departe aceste instrumente minunate, după cum vedeți, cobza, aceste cântece vechi de la noi din Vatra Satului, din județul Olt, de unde ne tragem noi. Cel mai frumos cadou pe lumea asta nu poate să fie decât să fim împreună astăzi, alături de dumneavoastră, alături de telespectatorii noștri care cu siguranță ne urmăresc și așteaptă să ne vadă mereu pe micile ecrane. Vreau să amintesc că în anii din urmă am reținut un grup care cu cântecul, cu glasul, cu stilul de interpretare, cu prezența scenică, ne duce acolo în Gorj, la valorile pe care le știm noi că există și mustesc din pământul gorjenesc. Este vorba despre familia Tapotă-Lătărețu. Componența ar fi așa: doamna Elena Tapotă-Lătărețu, interpretă de folclor, soțul domniei sale, domnul Vasile Tapotă-Lătărețu, și cei doi copii, Camelia și Ciprian Tapotă-Lătărețu, pe care îi avem aici lângă noi. Aș dori să cântăm. Sunteți de acord? Cu mare drag. Să cântăm și să invităm aici familia Tapotă-Lătărețu? Cu mare drag. Abia așteptăm. Veni primăvara,
creangă, cântă hoțul de măseacă, răsună pădurea toată. Taci cu ce nu mai cânta, dacă nu-i și neicuța, că veni primăvara și să începem dragostea. Pădure, am stat cu neicuța-n tine. Tu să nu mă spui pădure, am stat cu neicuța-n tine. Lasă-mă spună pământul, că el mi-a fost așternutul. Să mă spună și zăvoiul, Trifoiu. La fete iubeam până se sera, fără să dau o pară. Tânăr și voinic, fără teamă de nimic. Mi-a dat Domnul și copii, să-am cu ce mă mândri. Și duceam viață frumoasă lângă copii și nevastă. De mine vorbesc, dar nici eu n-o să mă las, numai să le fac necaz. E să moară de tristețe, iar eu de bătrânețe. Tu, mamă, când m-ai făcut, mă? Foaie verde, bună, uste. Tu, mamă, când m-ai făcut, mă?
crezut că ai făcut prunc. Ce-ai făcut, fiul de haiduc, și nu fur în codru verde? Doar inimi ară la fete. Mama mea când m-a făcut, mi-a pus flori n-așternut. Mama mea când m-a făcut, mi-a pus flori n-așternut. La cap mi-a pus busuioc, s-am îndragoste noroc. Și la brâu cu romaniță, să cânt frumos la mândruță. Măicuța mea să trăiască, că a știut să mă crească. Măicuța mea să trăiască, că a știut să mă crească. Și-a făcut mândru fecior, iubesc fetele cu dor. M-a scăldat în jiulețe, să fiu mândru și steț. Și-a făcut mândru fecior, iubesc fetele cu dor. M-a scăldat în jiulețe, să fiu mândru și steț. Și s-o iubești cât ai vrea, măi, că eu nu m-oi supăra. Și s-o iubești cât ai vrea, măi, că eu nu m-oi supăra.
Uite, dealul am verzit. Am verzit lunca și dealul, măi, neicuță, măi. Neicuța-mi trece cu calul, măi, neicuță, măi. Trece drumul dealului, măi, neicuță, măi. Pe la dunga codrului, măi, neicuță, măi. Doamna Elena Tapo Tălătărețu, cum vă simțiți dumneavoastră având alături întreaga familie atunci când sunteți pe scenă sau când sunteți aici la noi în platou? Întotdeauna emoționată și mai ales fericită că din marea familie Tezaur Folcloric face parte și micuța mea familie artistică. De asta dată am venit cu băiatul și fata în formulă lărgită, cum s-ar zice. Și am încercat tot timpul să le induc dragostea pentru tot ce e vechi, frumos și autentic. Acum, dacă reușesc sau dacă am reușit, asta pot spune doar cei care ne ascultă. Eu le-am spus că vin dintr-o zonă binecuvântată de Dumnezeu, din inima Gorjului, acolo unde la câțiva kilometri s-a născut Maria Apostol, unde a stat o perioadă Tică Lătărețu, soțul Mariei Lătărețu, de unde Maria Lătărețu și-a cules melodiile și cântecele și au o datorie morală, o datorie de onoare. Dacă vor să fie soliști de muzică populară, să păstreze ceea ce au acumulat de-a lungul timpului și ceea ce au dobândit de la înaintașii noștri. Să păstreze măcar atât. Dacă nu pot să aducă ceva nou și frumos, tot în același ritm, măcar să păstreze ceea ce e vechi și frumos. Noi vă mulțumim pentru că ne-ați vorbit exact ca un pedagog. Mulțumesc! Și știm că unul dintre factorii importanți în educație este familia, iar mama este chiar rădăcina. Noi vă mulțumim că, în primul rând, i-ați determinat să cunoască cântecul din zona Gorjului în forma lui cea mai pură. Pentru că primul pas este cunoașterea. Și faptul că și-au și însușit este meritul dumneavoastră ca mamă, precum și meritul lor. Acesta a fost și rămâne cadoul nostru în această primăvară pentru ziua dumneavoastră pe care o veți serba peste câteva zile. De aceea vreau să vă zic tuturor la mulți ani și să vă mulțumim și să continuăm cu ceilalți sărbătoriți, Elena Jurgescu, Constantin Bahrin și Constantin Gaciu, care la rândul a venit cu fiul său, Cosmin Gaciu.
cum eram cineră fată, la 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 la, și că azi mi-s neschimbată, la 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 la. Portușă graiu, da, da, la, da, la, 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 și mi-am dus cu șinstă traiu, da, da, la, 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 la. Vânturi m-au bătut, la, 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 dar prătoace le-am trecut, la, 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 la. Frumoasă-i lumea și mare, dar nu are asemănare țara mea cu oameni buni și locuri de rugăciuni, măi. Vin la trei ierarhi românii unde se rugau străbunii, Iașul târg de vis rămâne cu cele șapte coline. De la Iași la Chișinău, drum lăsat de Dumnezeu, măi. Oameni buni de falnic neam, stănepoții lui Ștefan, măi. Pe culme luna suie, urc și eu la cetățuie și mi-arunc ochii roată ca să văd Moldova toată. Ne-am rupt ca frunza din ram, din stejarul lui Ștefan, nesfârșit în piept îmi bate inima pentru al meu frate. De la Iași la Cernăuț, printre faci, printre brăduți, măi, urge raza dorului, stă inima neamului, măi.
Și înspre răsărit de soare, mândru loc apare în cale. E frumosul Chișinău, unde-mi stă fratele meu, măi. Și în jurul mesei pline să-mi aduc neamul cu bine, că de-i frate lângă frate, niciun rău nu mai răzbate. De la Iași la Chișinău, drum lăsat de Dumnezeu, măi. Oameni buni de falnic neam, strănepoții lui Ștefan, măi. Azi la trei erari români se roagă precum străbunii, să dea bunul Dumnezeu să ia pere neamul său, măi. Să mergem bătelor man, să mergem bătelor man, că la redun calbălan, cu mândruța vreau să joc și să-mi o sărut cu foc, după copză și țampal, ca în Olșin telor man. Bine e să fiu haidut, să-mi iau pușca să mă duc, că la redun calbălan, să mă duc bătelor man. N-am mai văzut-o în an. Să-mi o pup, să-mi o sărut, măi, cum făcea mai de mult, să beau vinul cu borcanul, să-i dau jos mândritul panul, să-mi o iubesc până la anul. Dădăi, 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 dădăi. Să mergem bătelor man, să mergem bătelor man, că la redun calbălan, cu mândruța vreau să joc și să-mi o sărut cu foc, după copză și țampal, ca în Olșin telor man. Trecui oltul, trecui dealul, păi și să vede delor man, islazul turnul Traianu, pe unde-mi trecea Jianu. Mărând la călbiori, nu s-a malani gustori, dar asta a fost de mult, măi. Și cine a auzit oltul doljutelor, mă, mi-l striga, i-am cu Jianu, i-am cu le, Jianu, le. Tădăi, 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 tădăi. Să mergem bătelor man, să mergem bătelor man, că la redun calbălan, cu mândruța vreau să joc și să-mi o sărut cu foc, după copză și țampal, ca în Olșin telor man. Hai, murgule, hai mai tare, băi, la mândra frumoasă floare, cu miros de lilian, ce mai dragoste am aflat, de umbru noaptea turbată și nu cred că mai am leac. Hai, murgule, la galop, păi că trecurăm peste oarte unde întâi am mai ucit și mă învățai la iubit, de când eram copil mic. Tădăi, 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 Hai! Acesta este cadoul nostru, dragii noștri sărbătoriți, pentru ziua dumneavoastră onomastică pe care o veți sărbători pe 21 mai.
adică vinerea viitoare. Ce vă doriți să primiți de ziua dumneavoastră sau cum vă doriți să fie ziua dumneavoastră onomastică? Doamna Elena Jurgescu. În minte îmi vine acum momentul când eram în copilărie și de fiecare dată la Constantin și Elena îmi rupeam un buchet mare de bujor roșu din grădina casei și mă duceam cu el la școală și îl puneam pe catedra profesorilor. Semn, toată lumea știa, toți colegii mei și profesorii știau că este ziua mea onomastică. Era o bucurie extraordinară pentru mine. Le dădeam bombonele și îmi cântau la mulți ani și eram foarte fericită. Acum, peste ani, am avut câteva ediții repetate ale festivalului care îmi poartă numele la mine în sat. Iarăși a fost un cadou extraordinar. Ce să spun acum, că sunt bunică și am o nepoțică de 1 an și 2 luni, este cadoul meu cel mai mare pe care pot să îl primesc de la copiii mei și de la viață. Acest cadou minunat, care este nepoțica ta, dorim să fie sănătoasă, frumoasă, ca bunica ei, Elena Jurgescu, talentată, și toate bucuriile pe care ți le dorești de acum încolo să ți se împlinească. Și la mulți ani! Mulțumesc! Mulțumesc mult! Doresc sănătate tuturor colegilor noștri, bucurii alături de cei dragi și echipei Tezaurului Folcloric. Doamne ajută! Dumneavoastră, doamna Elena Tapă Tălătărețu, ce vă doriți să primiți de ziua dumneavoastră acum? N-aș putea să cer prea mult decât multă sănătate familiei mele și aș dori din suflet să merg iar pe scenă și să fiu alături de cei care ne îndrăgesc cântecele. Dar cel mai mult îmi doresc de ziua mea să fiu alături cu familia. Așa să fie și dacă mai vine și câte un prieten neanunțat, o să aveți un scaun pentru el la masă. Bineînțeles, cu tot dragul. La mulți ani. Mulțumesc de pe acum. Mulțumesc mult! Constantin Bahrin. Sunt foarte mândru de acest nume. Sunt convins că acest nume mi-a conturat și altfel, numele artistic, și mi-a purtat noroc în viața artistică. Le mulțumesc părinților mei pentru aceasta și pentru că părinții mei întotdeauna au fost credincioși. Mai am o soră care se numește Elena. Așa că aștept cu nerăbdare această zi de 21 mai, motiv pentru care spun tuturor sărbătoriților la mulți ani să fiți sănătoși și să vă bucurați că purtați aceste nume de sfinți, Constantin sau Elena. La mulți ani tuturor! La mulți ani, Constantin Gaciu! Mulțumesc bunului Dumnezeu pentru tot ce mi-a oferit până acum și îl rog decât să dea sănătate mie și familiei mele, pentru că astea sunt cele mai frumoase daruri pe care mi le-a oferit viața, familia mea, copiii mei, soția mea care este întotdeauna alături de mine și spun întotdeauna că o iubesc foarte mult și mulțumesc pentru tot ceea ce face pentru noi. Și ce să spun, să fiu în sânul familiei e cel mai frumos lucru. Cred că niciodată nu m-aș sătura. La mulți ani vouă, la mulți ani dumneavoastră, la mulți ani colegilor noștri din televiziunea română și fiecare sărbătoare îmi doresc să o petrecem alături de Tezaur Folcloric. Ne vedem și duminica viitoare!